discutăm cu Roxana Vântu. Roxana este jurnalist român stabilit în Irlanda. Roxana, bine te-am găsit. Cum stăm în ceea ce privește prezența la vot acolo, la voi? Bine te-am găsit. Prezența la vot este destul de mare față de primul tur, pentru că ne uitam pe datele oficiale și vedem că au trecut pe la urne peste 8500 de persoane, înseamnă cu 2000 de români în plus față de aceeași oră acum două săptămâni în primul tur. O prezență mai mare, vă spuneam, și cei mai mulți au votat în Dublin, acolo unde, aici unde sunt și cele mai multe secții de vot, pentru că a contribuit și acest lucru. Acum, față de Europarlament, sunt de 3 ori mai multe secții de vot, sunt 16 în total, iar 6 sunt organizate în Dublin, unde sunt stabiliți și cei mai mulți români. Avem o comunitate numeroasă de români aici, sunt 29.000 de persoane, cei mai mulți au drept de vot și vă spuneam, ținând cont de datele la această oră și că au votat 8500 de români, ar putea fi mai mulți ca în primul tur, când au trecut pe la urne 11.000 de persoane. Se duc românii să voteze pentru că acum în perioada alegerilor și sentimentul de apartenență la țară este mai mare, pentru că, vedem, sunt foarte mulți români împrăștiați prin toată lumea. Dacă tot vorbești de românii împrăștiați prin toată lumea, am văzut această mobilizare extraordinară în diaspora și tocmai spuneam mai devreme că diferența față de aceeași oră din primul tur al alegerilor a ajuns la peste 170.000 de voturi. Deci acum s-a votat cu 170.000 de voturi, mai mult față de primul tur. Ce crezi că i-a îndemnat pe români, nu doar pe cei din Dublin, pentru că aici cu siguranță vorbim despre o gândire colectivă, să iasă într-un număr mai mare acum față de primul tur? Cred că este, cum vă spuneam mai devreme, sentimentul de apartenență și despre dorința de validare, pentru că se uită cu atenție la ceea ce se întâmplă în țara lor de origine și acolo au familia, unii dintre ei au rude, au prieteni și cred că acest vot poate contribui cu mult la schimbarea mentalității de acolo și la îmbunătățirea condițiilor de trai.